Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Racecar.io. Hai să îmi schimb skin-ul, da, pentru că data trecută l-am folosit pe ăsta lui PewDiePie. Să vedem. Ăsta e interesant. Ce alte skin-uri mai sunt pe aici? Ăsta e cu diamante. Și ăsta e cu IK de la cine știe ce e IK. Că YouTuberul este Kubel Pop. Habar n-am, nu știu cum să pronunț acel nume, îmi pare rău, Popular MMOs, dar ceva mai drăguț pe aici. Avem ceva cu un curcubeu, wow, mamă, uite, complet negru, ok. Aia-s cupcake, ok, dar unde sunt, iti, stai scumpel, o să-l folosesc pe ăsta. Și hai să dăm play online, veți vedea că mi-am pus facecam și l-am mutat puțin mai jos ca să nu acopere acel tabel de score. Foarte important pentru acest joc. Ia uite, deocamdată ăla de pe primul loc are doar 33 de puncte. Și de când am făcut eu primul episod, să știi că sunt un pic mai mulți Tu ai trecut fix prin... Dude, cum Dumnezeule mare ai trecut fix prin mine? Că ai numai 4 secunde de protecție când te spunezi. Tu chiar cred că ai trecut de alea 4 secunde dacă erai la marginea hărții, dar mă rog. Să spunem că ești un mare bulangiu și că ești de fapt o fantomă și de asta ai trecut prin mine. Sau dacă eu sunt fantoma? Dacă eu sunt de fapt mort și tot canalul meu de... shit! De YouTube și toate astea. Sunt doar o iluzie. Eu în momentul ăsta poate visez. Oh, da. Nu ar fi foarte ciudat să vă trăiți viața și într-o bună zi vă treziți. Shit, ce era să o belesc. Mirlesc, tot pe acolo. Vă treziți în alt pat, sunteți altă persoană și îi spuneți cuiva că ce se întâmplă aici, eu nu sunt ăsta. Și vă spune că ați visat. A fost doar un vis, asta e viața ta. Am făcut stânga și am murit. De ce? De ce am făcut stânga și am murit? Sunt chiar foarte curios de ce s-a întâmplat asta. Dar cred că ar fi destul de disturbing pentru oricine din lumea asta. Ceva de genul ăsta, da. Bun. Aparent nu trebuie să mai fac curbe la stânga. O să joc jocul ăsta făcând numai curbe la dreapta. Shit, cum fac numai... Dar nu... nu pot. Poate doar... Ok, dacă fac numai la dreapta... Aparent fac și la dreapta și mor. Bă, să-mi bat piciorul de mai înțeleg jocul ăsta, frate. Ok, bun. Scopul meu pentru astăzi este să îmi întrec ăsta, cum se cheamă, high score-ul meu de 160 și cred că se va întâmpla, adică să fim serioși, eu sunt un jucător foarte bun la cam orice joc. Trebuia să mă vedeți, frate, când eram la liceu, mi-a dat o tipă iPhone-ul ei, știi? Și am intrat pe ăsta, mă, pe, cum se cheamă, pe jocul ăla, de Subway Surfers, așa. Sunt destul de sigur că era iPhone, da. Anyway, asta n-are importanță. Ideea e că... De ce? De ce... Ok, whatever. Poate numele, poate jocului nu-i place cuvântul XD și de asta mă omoară tot timpul, dar mă rog. Ok, acum eu unul pe locul întâi cu... Voi aveți voie să treceți prin mine, mă, bulangiilor. Interesant. Ok, și am jucat eu acolo așa cât am jucat 2-3 ture, bine că mai eram învățat și de pe al meu. Vrei să nu mai treci prin mine? Dude, normal, trebuie să-i omori pe ăștia, da? Trebuie să te bagi în fața lor și dacă ei îți calcă pe coadă, ei mor, știi? Dar dacă nu se întâmplă asta, anyway. Și m-am jucat acolo așa de câteva ori și jucam cu degetul mare de la mâna dreaptă, știi? Țineam telefonul așa și făceam tac, 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 tac. Băi, și la un moment dat devenisem atât de bun că se crucea tipa aia. Like, ce Dumnezeule mare, mă, cum joci așa de rapid? Ajungeam la viteză foarte, foarte mare și asta jucând așa la început. Destul de început, m-am spus că mai jucasem pe telefonul meu, da? Era o pârcă de telefon, mă, ce făceai cu unii spatu? Bun, ideea e că eu sunt foarte bun la orice joc, da. În afară de Counter și de Dota, da, nu-mi plac MOBA-urile, deci la MOBA-uri eu nu sunt bun, deși am vreo 2000 și ceva de ore în Dota, pot să spun că uneori fac niște chestii și apoi mă întreb de ce Dumnezeule mare am făcut chestia asta, uite ce s-a întâmplat din cauza că am făcut chestia asta, trebuia să știu să nu o fac și uite că n-am știut. Mamă, dar eu continui aici să vorbesc, joc pe mod automat și ia uite, am 57 score, wow, asta dacă nu o să mor din senin pentru că se mai întâmplă din câte știți.
Se întâmplă și mă enervează că se întâmplă, n-ar trebui să se întâmple, dar hei, pe lumea asta se întâmplă chestii foarte rele care n-ar trebui să se întâmple, cum ar fi foamete și boli și... Ah! Shit, ce era să belesc pisica. Ok, bun. E bine că nu s-a întâmplat și că am reușit să mă redresez la timp, dar așa se întâmplă când ratezi niște puncte de alea, după care ești fomist și le vrei. Am atâta viteză încât nu pot să controlez... cred că ăsta e un hamster, nu? Credeți că ăsta e un hamster? Am o mașinuță cu un hamster cumva? Bun, am ajuns la 100 de puncte aproape, dacă aș reuși să iau ultimul punct. Bun, problema e că... Nu știu cum o să ajung eu la 160. Așa, tu te-am unul cu mașina. Trebuie să stau cât mai departe de toată lumea și să continui să iau puncte... Frate, am murit când am făcut la stânga. Am murit când am făcut stânga. Acum, Dumnezeule mare, mori când faci stânga. Este atât de... Please no kill. Așa, play online. Știu că am scris kill greșit. Am făcut-o intenționat, oameni buni. Bun. Și acum iau-o de la capăt cu 0 puncte, deși aveai 100 și ceva de puncte. Și ai murit pentru că jocul ăsta e un mare bolangiu, da... Urăsc când se întâmplă asta. Deci eu mergeam, dar am făcut, uite, apăs o singură tastă, da, stânga. Și am murit. Uite, acum am apăsat în sus și am murit. Nu mai fac episoade cu jocul ăsta, în afară de ăsta, să-mi bag eu piciorul de... Bă, așa ceva nu e normal, mă, deci jur că nu e normal. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod și nu uitați că în descriere aveți linkuri către contul meu de Instagram și pagina de Facebook și contul de Steam, de fapt grupul de Steam, dar nu contează asta. Hopa! Bun. Voi reuși eu să ajung la 160 de puncte? În teorie ar fi trebuit să ajung data trecută dacă nu mă omora altul. Adăzu că mă descurcam destul de bine și dintr-o dată am murit pentru că, na, pentru că jocul ăsta e bulangiu, dar... Poate trebuie să faci mișcările destul de rapid, așa, știi? Tung, 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 tung. Mă întreb ce se întâmplă dacă fac asta de multe ori. Uite-te la mine! Oh. Ok, am murit. So, cum se întâmplă să mori dacă, gen, dai stânga și jos de multe ori? Pentru că n-ai cum să intri în coada ta, știi? Tu faci așa, tuc, 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 și n-ar trebui să se întâmple asta. Da, nici... aveam degetul pe mouse, că voiam să-mi dau cursorul de pe ecran și... Ok... Bun. Da, se întâmplă ceva inuman de rău în lumea asta și aș vrea să știu ce, dar bănuiesc că nu voi afla niciodată pentru că e prea somn ca să mă duc și aflu. Cel puțin muzica de la acest joc este minunată. Poate de data trecută am dat-o puțin mai încet ca să-mi aud și eu cât de cât gândurile. Nu pot să cred că am ratat aia. Dar este minunată. Cred că Slither.io are nevoie de o melodie de fundal drăguță. Poate și ăla, mă, cum se chema, Mitosis. Ați vrea să mai fac un episod cu Mitosis pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp, era să-i pocesc și numele. N-am făcut de foarte mult timp și sunt sigur că jocul este atât de minunat în momentul ăsta. Foarte minunat, este unul dintre probabil cele mai minunate jocuri ever. Sau, și ce ar trebui să fac, cum de ai trecut de două ori prin... Dude, merge să treci prin ei, mă, ok, test. Nu merge să treci prin ei! Cumva sunt singur, sunt încercuit de NPC-uri care trișează și trec prin mine, iar eu nu pot să trec prin ei. Sunt atât de confuz în momentul ăsta încât... Și jocul mi s-a blocat. I'm done. I am so done. Deci în momentul ăsta am primit mesajul. Nu pot să trec de high score-ul pe care l-am făcut data trecută pentru că aparent fac o mișcare și mor din senin. Și apoi nu mai pot să joc deloc. Cam atât pentru acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like pentru că aș aprecia enorm de mult, nici nu știți cât de mult mă ajută și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!